Deci, dumneavoastră ați menționat furtul miliardului și noi cu toții cunoaștem că domnul Ilanșor este primul om de afaceri și primul om în genere în istoria țării Republica Moldova, care a deschis schemele meschine a celor care au fost implicați în furtul miliardului. Dumnealui fiind persoana care a oferit informația necesară pentru ca persoanele implicate și vinovate în furtul miliardului să fie condamnați și acum, la ziua de astăzi, își ispășesc pedeapsa. Și noi suntem mândri că reprezentăm partidul în care liderul partidului a fost destul de curajos să ofere această informație.